Pe splanada din fața prefecturii Mehedinți, oamenii au adus din nou candele în memoria victimelor incendiului de la Spitalul Matei Balș. Ei spun că au ieșit în stradă solidari cu protestele organizate în capitală față de dramele produse în ultima perioadă în cele două spitale românești. Chiar nu mai vrem să fie morți la noi în țară, pentru că încet, încet populația scade și nu suntem de acord cu treaba asta. Am ieșit în stradă în legătură cu nedreptatea care se face în România în ziua de astăzi și am crezut că e oportun ca să, la vârsta mea, să pot să fac ceva pentru viitorul acestei țări. Suntem din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai dârși, în dorința noastră de a lupta pentru dreptate, în dorința noastră de a ne spune oful și în dorința noastră de a determina autoritățile să-și dea demisia și să plătească pentru acești 11, 12 morți, probabil mâine vor fi 13 morți. Protestatarii au semnat și o petiție pe care o vor înainta prefectului de Mehedinți. Cerem demisia lui Vlad Voiculescu, ministrului Sănătății, cerem demisia lui Raed Arafat, cerem de fapt aducerea în aceste posturi cheie a unor oameni pricepuți care să ajute sănătatea să fie un restart, oameni capabili, oameni care pot fi găsiți poate chiar și în rândurile lor, că ei sunt la guvernare. Tinerilor care au protestat li s-au alăturat și pensionari nemulțumiți de pensiile pe care le au și cu care spun că abia supraviețuiesc. De când este guvernul PNL, tot ne-a hărțuit cu pensiile. Am o pensie mică și nu mi-ajunge pentru tot ce trebuie, utilități, hrană, medicamente. Protestele vor continua la Drobeta, Turnu Severin, pentru că oamenii spun că vor ieși din nou în stradă să-și strige nemulțumirile.